Chișinăul este un oraș mic, dar aglomerat. Gropi, blonde la volan, ambuteiaje, iar pe lângă toate acestea a mai apărut și asta. Asta. Și asta. Și asta. Încă și asta. Asta. Și tot așa, încă vreo 50. Desigur, camerele de supraveghere nu sunt niciodată un lucru rău, dar nu știi niciodată la ce să te aștepți. Ai trecut tu peste linia aia continuă sau poate nu te-au văzut când vorbeai la telefon în timp ce conduceai. Chiar și atunci când te resemnezi cu amenda și ești gata să o plătești, mai este o problemă. Cozile interminabile. De aceea astăzi vin cu o soluție la o parte din aceste probleme. Ea se numește e-trafic. Aplicația e-trafic permite utilizatorilor să fie la curent cu toate încălcările comise în trafic într-un mod simplu și util. Interfața nu este deloc una complicată, așa că nu trebuie să stați mult pe gânduri. Pentru a începe, trebuie să introduceți VIN codul vehiculului sau vehiculelor în caz că aveți mai multe. Acesta este un număr de identificare din 17 simboluri pe care îl puteți găsi în certificatul de matriculare. Și da, aveți grijă la literele I, O și Q, care pot fi confundate foarte ușor cu cifrele 1 și 0. După ce ați configurat totul, aplicația vă va înștiința despre o oarecare amendă în decurs de câteva zeci de minute. Totuși, dacă lista asta este goală, nu vă bucurați prea tare, pentru că e-trafic monitorizează doar amenzile care au fost produse din moment ce a fost instalată aplicația. Asta nu înseamnă că încălcările comise înainte nu se iau în considerare, pur și simplu nu sunt afișate. Pe lângă asta, dacă ați primit o amendă de la un echipaj de poliție, aceasta la fel nu va fi afișată. Doar cele depistate de camerele de supraveghere din municipiul Chișinău și din țară. Iar dacă s-a depistat măcar o încălcare, urmează o procesare suplimentară, unde cei de la MAI vor vedea: aveți asigurare obligatorie, ați trecut revizia tehnică sau alte verificări adiționale. Tare vie să-l mai pe scurt. Dacă ați călcat pe bec sau prea tare pe pedala de accelerație, apare o notificare care va afișa numărul articolului încălcat din codul contravențional, descrierea încălcării, locul încălcării, punctele de penalizare, iar la sfârșit, desigur, suma minimă și maximă a amenzii. Pentru exemplu, l-am invitat pe prietenul nostru. Acesta este Stig. El nu prea își bate capul când vine vorba de încălcări, dar nici despre ce înseamnă e-trafic, respectiv s-a ales cu o amendă în plic. Iată așa o poezie. Iar când se mai gândește să piardă timp stând la cozi pentru a o achita, în genere își iese din minți. Din fericire, aplicația e-trafic a fost racordată la serviciul public de achitări online MPay. Tot ce trebuie să faci este să ai un card bancar Visa sau Mastercard, astfel că la apăsarea unui singur buton ai achitat amenda și ești liber. Băieții de la e-guvernare împreună cu Visa au decis să stimuleze populația, așa că la achitarea unui serviciu MPay prin intermediul cardului Visa primiți și un bonus în valoare de 25 de lei pe telefonul mobil. Dezvoltatorii spun că în următoarele versiuni urmează să fie afișat și întreg istoricul autovehiculului din moment ce se introduce VIN codul și chiar adăugarea unui link spre fotografiile surprinse de sistemul de camere video. Tot la capitolul îmbunătățiri se va include opțiunea de a asocia VIN codul unei mașini cu o anumită marcă, pentru a folosi aplicația mai comod în caz că aveți mai multe vehicule. Aplicația e-trafic poate fi downloadată gratuit pentru iOS și Android, link-urile o să le las în descriere, tot acolo este butonul like și subscribe pe care nu uitați să le apăsați. Eu zic că dacă va fi instalat în telefon nu o să vă încurce cu nimic. Cam asta a fost totul pentru azi, ne cerem scuze dinainte de la blonde, fiți atenți la drumuri, voi a fost Vico, toate bune!